Numărul donatorilor de sânge din Sălaj a scăzut în anul 2014, asta în comparație cu 2013. Medicina transfuzională este una dintre cele mai importante componente ale sănătății publice. Mii de români au nevoie în fiecare an de transfuzii de sânge. Dar în ceea ce privește activitatea Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj, în cursul anului recent încheiat, Angela Badea, directorul centrului, ne-a precizat că la nivel de județ au existat peste 7500 de donatori, în timp ce pe parcursul anului 2013 peste 8000 de donatori au trecut pragul instituției. În 2013 am avut 8055 de donatori. 55. În 2014, 7632, scădere de 422 de donatori. Dar există o explicație. În 2013 am avut 5 terenuri, deci făceam și CEHU și la sfârșitul anului a intrat și HIDA. În 2014, din lipsa personalului, am renunțat la cele două zone. Bine, HIDA a fost ceva doar la de sfârșitul anului, dar la CEHU, adunând așa, nu era foarte rentabil terenul la CEHU pentru că nu era un număr de donatori convenabil, iar pe semestre s-au inversat. Deci în 2013 am avut 3982, în 2014 am avut 4099, deci primul semestru, primele 6 luni. Anul trecut, deci a mers bine, acum 2 ani, în 2013, primul semestru era în scădere față de 2014. Iar semestrul 2 în 2013 a fost 4073, în anul trecut semestrul 2 a fost 3533. Deci, practic, s-au inversat semestrele 2013-2014. O unitate de sânge are 400 de mililitri și o valabilitate de 35-42 de zile, în timp ce o unitate de plasmă cântărește 180-200 mililitri și are o valabilitate de un an. Sângele recoltat la o donare se reface în doar o lună. Fiecare persoană poate dona sânge de 4-5 ori pe an, așa că bucurați-vă de senzația care apare atunci când realizați că e posibil să fi salvat chiar și 3 vieți cu o donare.